Duminică 11 august, de la orele 12:30, întreaga suflare preoțească din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului l-a condus pe ultimul drum pe preotul Marius Gabriel Bărăscu, mort într-un tragic accident, petrecut joi 8 august pe drumul European E85, când o Dacia Duster condusă de un șofer de 61 de ani a intrat într-o depășire neregulamentară, a acroșat un alt autoturism care circula din sens opus, intrând ulterior în coliziune pe contrasens cu alte două autoturisme. Bilanțul accidentului, în care au fost antrenate 4 mașini, a fost unul devastator. Decesul conducătorului auto vinovat de producerea accidentului, dar și a preotului Marius Gabriel Bărăscu de la parohia Parava din protopopiatul Sascut, chiar cu o zi înainte de a fi împlinit 35 de ani. Alte două persoane au fost grav rănite. În al preasfinția sa, Ioachim Băcăuanu, arhiepiscopul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a transmis un mesaj. Am aflat cu nespusă durere despre plecarea timpurie din lumea aceasta în urma unui grav accident rutier a unuia dintre tinerii preoți destoinici ai eparhiei Romanului și Bacăului în data de 7 august 2019. Moartea fulgerătoare a preotului Marius Gabriel Bărăscu de la parohia Parava, protopopiatul Sascut, a lăsat în urmă multă durere în sufletul soției și a celor 4 copii ai săi, dar și în inimile noriașilor pe care i-a păstorit timp de 5 ani. A fost un preot cu alese calități sufletești, implicat în numeroase activități pastoral-duhovnicești și social-filantropice, râvnitor, apropiat de enoriașii săi, mereu în preajma celor aflați în suferință, implicat în multe proiecte educaționale dedicate tinerilor, dar și în lucrări de construire și înfrumusețare a lăcașurilor de cult din parohia unde și-a desfășurat misiunea. Un slujitor care și-a asumat chemarea preoțească, mereu inspirându-se din pilda viețuirii părinților bisericii și a marilor duhovnici în viață. După 5 ani de pastorație în mijlocul credincioșilor din parohia Parava, părintele Marius Gabriel Bărescu a fost chemat de Dumnezeu în Biserica Triumfătoare, unde avem speranța că va fi așezat în soborul preoților din ierarhia cerească pentru a sluji liturgia. În aceste momente de adâncă suferință adresăm familiei îndoliate cele mai profunde gânduri de compasiune și ne angajăm să fim alături de distinsa doamnă preoteasă Anca Petronela și de cei 4 copii, Anastasia, Irina, Sofiana și Nicolae, sprijinind cu tot ce ne este nouă cu putință pentru ca aceștia să depășească incomensurabila durere prin care le este dat să treacă. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să primească sufletul tânărului și destoinicului său slujitor în împărăția cerului. Dumnezeu să-l odihnească. Preotul Marius Gabriel Bărăscu s-a născut pe 8 august 1984 în Iași. A urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași și ale Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae. S-a căsătorit la 31 august 2008 cu învățătoarea Anca Petronela Nechita, cu care are 4 copii. A funcționat câțiva ani ca protopsalt la Catedrala Episcopală din Roman și ca pedagog la Liceul Teologic Episcop Melchisedec între anii 2012-2013. La data de 20 mai 2012, înalt preasfințitul Ioachim l-a hirotonit ca diacon la Catedrala Arhiepiscopiei, iar pe 29 august 2015 ca preot la parohia Parava din protopopiatul Sascut. Preotul își va dormi somnul de veci în curtea bisericii din Parava, pe care a slujit-o pentru a putea fi pomenit de enoriașii săi.